Sfântului Duh. Amin. Acest soi de dragi iese numai cu post și rugăciune. Iată o esență, sau dacă vreți, o idee principală a ceea ce Biserica învață de 2000 de ani. Postește și te roagă, roagă-te și postește, închină-te și te roagă, roagă-te și postește. Deci postul este arma izgonirii dracilor, iar rugăciunea este arma prin care diavolul poate fi depărtat și poate fi apropiat de Dumnezeu. De aceea și la călugărie, când îi se dă în mână metanile, li se spune, ia sabia Duhului. Deci sabia Duhului este sfânta și dumnezeiasca rugăciune. Ca să facem o introducere, să trecem direct la Evanghelie apoi, trebuie să mai știți că astăzi se prăznuiesc a doua zi după praznicul Sfintei Marii, când încă cerul vibrează de cântarea îngerilor, de lumina Duhului Sfânt, de mireasma dumnezeiască, și ea se bucură în cer alături de Fiul Său cinstită și prea mărită de Cel pe care L-a născut și L-a purtat în pântece, Biserica drept măritoare sau creștină ortodoxă astăzi cinstește pe Sfinții Martiri Brâncoveni. N-am să vă spun prea multe despre ei, pentru că le știți din istoria patriei. Deci Constantin Brâncoveanu, domnul țării românești, de pe vremea lui Antimigreanu, alt arhiereu sfânt, care a fost luat la turci și a fost obligat, i s-a condiționat viața în schimbul turcirii lui, adică să se treacă la credința musulmană. Și după cum spun, nu știu dacă în clipa când s-a aflat cu barda, călăul la capul lui avea timp să facă rimă sau poezie, dar se spune că ar fi fost rostite aceste cuvinte. Constantine Brâncoveni zice, lasă legea creștinească și te dă legea turcească. Iar marele voievod îi spune, zice, facă Dumnezeu ce-o vrea, nu mă las de legea mea. Și în acea clipă, deci, sunt omorâți cei patru fii, sfetnicul Ianache, și la urmă îi se taie și lui capul, ca mărturie și ca păstrare și ca statornicie și ca putere a Harului lui Dumnezeu, care la fel unește cerul cu pământul pentru mucenicii și martirii săi, atunci când vrea să proslăvească puterea credinței în Hristos. Și iată că moare martir pentru credința creștină, pentru țara pe care o conduce și pentru religia în care s-a trezit, botezat și născut de părinții săi în Biserica creștină ortodoxă. Deci el va fi ca un mic martor, dacă vreți, sau ca un mic judecător în scaunul Sfinților atunci când vom fi întrebați de ce așa de ușor ne repădăm de legea creștină și alergăm pentru bani sau pentru bine sau pentru o puțină viață trecătoare la alte secte, la alte credințe, la alte religii și, dacă vreți, și pentru că am ales intenționat sfârșitul acestei fraze, dacă vreți, și atunci când alergăm la tămăduirile trupești false, pentru puțină viață trecătoare și spurcată, în care nu facem altceva decât să jignim pe Dumnezeu în fiecare zi cu faptele noastre murdare sau viclene. Deci alergăm de la credința creștină, unde ne învață de este cineva bolnav să cheme pe preoții bisericii să se roage pentru el, noi ne mai ducem la bioenergie, ne mai ducem la Valentina, că vede, ne mai ducem la nu știu care, că face acupunctură, nu știu care mai face radiestezie, nu știu care mai face yoga, nu știu care mai face alte leacuri și vrăși și descântece, ca să-l scoată chipurile boala din noi, printr-o metodă drăcească, nici de cum creștinească, adică cu un de lemn sfințit și Harul Duhului Sfânt, ca să mai trăim un an sau doi sau trei sau zece, ca să mai putem face păcate și să-L mai putem supăra pe Dumnezeu de două ori. Întâi ca blestemaților că nu vă cunosc pe voi, deci atunci când va fi să ne pedepsească, adică ia Harul de la noi, și a doua oară și atunci când va fi să ne întâlnim cu El la judecată, din nou să ne spună mergeți de-a stânga că nu cunosc chipul meu în voi. Deci acea sănătate trecătoare câștigată cu șmecherii drăcești, cu farmece și fel de fel de învățături orientale aduse în religia creștină, tocmai pentru a distruge temeiul postului și a rugăciunii, de ce e nevoie să postească cineva și să se roage, să se spovedească, să împărtășească, când se poate foarte ușor duce la bioenergie, îi face trei scheme prin față, l-a hipnotizat, dracu a plecat în chip viclean ca să-i arate că nu-i bună religia creștină, ci e bună bâșbâiala aceea
nenorocite și în felul acesta biserica se golește, Hristos se întristează, iar sufletul omului este părăsit de darul lui Dumnezeu. Și apoi, la urmă, te întreb sau mă întreb și ne întrebăm de ce atât de ușor le pădăm cele veșnice pentru cele trecătoare. Iată, Evanghelia de astăzi este o Evanghelie de același gen. Cine a fost duminica trecută la biserică a văzut când Apostolul Petru, un om cu râvnă bună și curată, și-a permis, eu spun, și-a permis, era cam mult pentru el, ispitea pe Dumnezeu, să meargă pe mare ca pe uscat. A vrut să fie la fel ca Dumnezeu. Evident lucru și frumos. Dar și-a dat seama cu fiecare pas pe care îl făcea că îi scădea credința. Și-a dat seama cu fiecare pas pe care îl înainta că de fapt se depărtează de Dumnezeu. Deși din corabie se păruse că-i nălucă. Dar ce era mai important, că de acum începea să simtă că se cufundă. Obișnuit, un om când sare apă se afundă deodată. Ei, în acea Evanghelie de duminica trecută, el se afunda câte puțin. De ce spun câte puțin? Că a avut timp să rostească acel cuvânt, Doamne, ajută-mă! La care ce a spus Dumnezeu? Puțin credinciosule. Sau dacă n-a spus puțin credinciosule, a folosit un cuvânt, ca să spunem exact, da, puțin credinciosul, pentru ce te-ai îndoit? Ea și-a arătat motivul pentru care se afunda în apă. Iată de ce Mântuitorul, înainte de a face minunea cu lunaticul de astăzi, face acea minune de a merge pe apă și de a demonstra ucenicilor săi că Dumnezeu stăpânește stihiile și făptura și puterile și lumea. Iar nu ei ca ucenici sunt cei care au putere și stăpânire peste toată făptura. Li s-a dat și lor putere în cer și pe pământ să lege, să dezlege, să boteze, să propovădească și să învețe numele Treimii. Dar nu li s-a dat lege și putere să se mândrească și să se înalțe de sine prin lucrările pe care le vor face în numele lui Iisus Hristos. Și când am spus lucrul acesta, vă spun o întâmplare ușoară de înțeles. În clipa când noi citim Evanghelia de la Luca, vom găsi un pasaj care spune așa. Deci în finalul Evangheliei, spre sfârșit, când se vorbește de pildele lui Dumnezeu, la care el arată, zice, mulți zic, Doamne, Doamne, dar puțini vor intra în Împărăția lui Dumnezeu, și mulți vor spune, zice, în numele Tău am scos dragi, în numele Tău am vindecat bolnavi, în numele Tău am făcut minuni. Și Mântuitorul le va spune, nu vă cunosc pe voi. Deci nu ne referim la judecate. Ne referim că Mântuitorul, deși este pus în fața acestor întâmplări reale, întâmplate, și ei și spun, da, Doamne, dar în numele Tău le-am făcut. Și Mântuitorul spune, dar nu vă cunosc pe voi. Aici se izbește, de fapt, dilema Evangheliei de astăzi, când acel tată vine și îi spune Mântuitorului, și eu l-am dus la ucenicii tăi, n-au putut să-i facă nimic, dacă poți, fă tu ceva. Ce vrea să spună Mântuitorul de fapt, sau ce vrea să relateze Mântuitorul de fapt în subiectul de față, când de fapt le și spune direct, postul și rugăciunea scoate pe dragi și nu vorba. A vrut să le arate că atunci când va veni cu putere multă, atunci când va învia, atunci când va fi stăpân și cap al bisericii creștine, nu pentru simplu fapt că suntem creștini va veni să ne dea nouă totul de-a gata. Și că știu că ați venit după mine nu pentru că am făcut și am înmulțit pâinile. Asta mai puțin v-a mișcat sufletește. Ați venit pentru că ați mâncat degeaba. Și ați mai fi vrut și în continuare la fel. Nu ați venit după mine pentru că m-ați cunoscut pe mine și pe tatăl meu. Ați venit pentru că v-am vindecat bolnavi, șchiopii, orbi, surzi și muțe. Și atunci ucenicii s-au întristat și Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, o să fim cu foarte mare atenție, a fost destul de dur și a certat ucenicii la modul direct. Deci, dacă nu s-au prins atunci, cum se spune în popor, zicala, zice, bate șaua să priceapă iapa, Mântuitorul a folosit acest termen odată și a spus, zice, o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când voi suferi cu voi? Deci nu i-a spus numai acelui tată
care era și el necredincios la rândul lui și avea copil lunatic. Și s-a referit și la apostoli. El cunoștea cu Duhul că aceștia s-au tulburat. Și finalul Evangheliei îl arată. Doamne, dar oare noi de ce n-am putut să scoatem, zice, Duhul acesta necurat? Mântuitorul a tăcut. Nici n-a mai luat vorbă, nici n-a vrut să le spună sau să le relateze, să-i mai jignească sufletește, să-i mai mâhnească deja după ce trăsese această rușine. Pentru că a considerat că fiindu-i ucenici vor învăța din ceea ce face el în fața acelui tată. Matei relatează în scurt, dar Luca și Ioan relatează pe larg. Arată cum Mântuitorul întreabă de când pătimea, îl întreabă Mântuitorul cum se manifestă boala și spune că din copilărie și spune că e trântit în apă și adesea e trântit în foc. Și în momentul spune când Mântuitorul atinge copilul rămâne ca și mort, iar Mântuitorul îi spune scoală-te. Deci era o relatare pe larg a acestei boli. Dar ce rămâne final, deci ce rămâne final în Evanghelia cealaltă a celuilalt evanghelist, e că acest tată vine și spune, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Iată, de fapt, scopul și boala. Deci, scopul de a avea acest om boală slobozită de la Dumnezeu, acest copil, și iată și scopul pentru care Dumnezeu n-a îngăduit în chip duhovnicesc neștiu de apostoli ca aceștia să-i vindece pe copil. Ce a vrut să relateze în acea grupare de oameni, în acea mulțime de oameni și să scoată în evidență că primul semn al bolii pe fața pământului este necredința. Deci de aceea se îmbolnăvesc oamenii. Se îmbolnăvesc pentru că nu au credință. Și de ce nu au credință? Să vedeți, nu trebuie să-i ocărâm. Deci noi nu suntem puși în biserică să scoatem paiele din ochii creștinilor și să nu vedem bârnele noastre. Nu! Dar suntem puși în biserică pentru următorul lucru. Să demonstrăm că atunci când o boală vine, trebuie să-i cauți cauza. Și eu obișnuiesc atunci când discut cu cineva să-l întreb. Poate ți-ai lovit părinții. Poate ai înjurat, poate nu te-ai spovedit, poate ești necredincios, poate ai nedreptățit pe cineva, poate ai stricat vreo fecioară și n-ai luat-o și te-a blestemat, poate ai făcut cuiva vreun rău cu bună știință, poate ai fost martor strâmb la vreun proces și încep să-i întreb toate lucrurile astea de amănunt. Poate te-ai lepădat sau ai fost la vreo sectă sau te-ai dus la vreo vrăjitoare, la vreo descântătoare. Și începe să-ți spună omul suferința vieții lui, fără să-și dea seama că își ecranează etimologic toată boala în fața ta. Părinte, de mulți ani nu sunt spovedit, părinte, de mulți ani nu prea merg la biserică, foarte rar, și atunci când merg aprins, zice, doar lumânări, nu prea sunt obișnuit, sunt bătrân, sunt obosit, mă dor picioarele. Nu mi-am ascultat părinții, i-am și supărat, i-am și neglijat. Și atunci începe să-ți spune, zice, da, am trăit și înainte de căsătorie, necununat, am făcut păcatul desfrânării și iată că boala, nu vine atunci când ai 18 ani, 16 ani, 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani. Ci boala începe să vină când crede Dumnezeu că ți se potrivește. La 18, 20 și 30 de ani o duci foarte ușor, că ești tânăr, ești în putere. Dar Dumnezeu știe că atunci rosturile tale sunt altele în viață. Să-ți faci casa, să-ți faci masa, să-ți faci familia, să-ți faci copiii, să-ți cauți serviciu, să-ți cauți rostul în lume. Iar după ce vede că le-ai pregătit pe toate acestea ca un tată iubitor de oameni, vine să-și ia ușor. Și aici să fim foarte atenți și nu e o minciună, dacă cineva crede să înșală. Deci vine foarte ușor să-și ia dobânda păcatelor tale. Dacă greșind în tinerețe ai și descoperit taina iertării și tu singur ai știut să alergi la biserică și să-L cauți pe Dumnezeu așa cum trebuie, te iartă. Te iartă. Și ca drept dovadă că te iartă, o spuneți dumneavoastră de la spovedit singuri, când atunci recunoașteți de multe ori și spuneți, și Părinte, am într-adevăr multe păcate, dar nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu, că zice, nu mi-a plătit după ele. Ei, nu ți-a plătit și nu te-a răsplătit cu boală sau cu necaz, sau cu copiii răi sau cu alte necazuri, cum îmi spunea, de exemplu, într-o zi o pildă,
o mamă la spovedit, zice, părinte, zice, pe cât l-am supărat eu pe Dumnezeu, zice, am copii extraordinar de buni, zice, ziua și noaptea îi mulțumesc că, zice, mi-a dat buni și nu sunt vrednică de ei, pentru că eu n-am făcut fapte bune în fața lui Dumnezeu. Fără de acum încolo, îi spun. Zice, le fac, părinte, să știți că le fac. Zice, când văd că alte mame, zice, au copii răi, zice, mă înspăimânt și mi-e frică să nu mă pedepsească Dumnezeu, pentru că și eu, zice, l-am supărat mult. Zic, străduiește-te să faci lucruri bune. Ei, tocmai această lucrare de fapte bune, pe care omul, deși a greșit, începe să-și o recunoască și să-și o îndrepte. Adică, începe să se roage, să facă milostenie, să se ducă la biserică, să-și spovedească copiii, să-i împărtășească, să-și poarte grija de familie, curățenie, cinste, demnitate, servici. Ei, Dumnezeu ține cont de acestea și absolvă o parte din aceste păcate ale tinereții, după cum și David spune. Nu pomeni păcatele tinereții și ale neștiinței. Sau spune iarăși Duhul Sfânt în psalm, nu noi. Fericitul omul căruia i s-a iertat păcatul și i s-a trecut fără de lege. Sau iarăși Duhul Sfânt în psalm spune, zice, de bună voia mea mă voi mărturisi Domnului. Deci omul din pura lui dragoste și conștiință vine spre biserică. Și iarăși Duhul Sfânt în psalm. Am ales să fiu lepădat în casa lui Dumnezeu, adică uneori certat sau mustrat de Dumnezeu, dar a nu sta în locaș cu păcătoși. Și iată că Dumnezeu ținând cont de aceste lucruri, trece și absolvă cu vederea o parte din greșelile tinereților noastre și ne lasă și ne repune în calea de echilibru a faptelor bune pe care o vedeți la creștinii noștri de rând din biserică, care se roagă, se închină, se spovedesc și își duc năduhul vieții așa cum pot cu greutățile ei. Dar mai rămâne, cum spune și în dogmatică, cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările vieții. Mai este câte o cocoană de nea bigotă, plină de sine, care îi mai dă Dumnezeu câte un bobârnac în cap, îi mai moare un copil și întreb, zic, dar mai aveți copii? Păi nu mai avem copii. Păi de-aia vi l-au luat și pe ăsta, că erați datoare cu ceilalți. Dumnezeu avea plan cu ăsta ca să-l ia și să-ți lase din ceilalți pe care trebuia să-i mai faci. Ori tu, nefăcându-i pe ea, Dumnezeu și l-a luat pe-al lui. Și l-a luat curat ca să nu-l înveți rău ca tine. Și l-a luat curat ca să nu se strice să învețe rele de la tine. Și l-a luat curat ca să nu ajungă rău ca tine. Și să facă relele pe care tu le-ai făcut. Sau să nu răsplătească în viața familiei lui păcatele părinților, cum spune la Scriptură. Că păcatele cad, zice, din neam în neam, zice. Spunea Antonie Plămădeală frumos. Cred că e tot un fel de metaforă mai duhovnicească. Dacă mănâncă părinții agridele, să strepezezi dinții la copii. Cam așa, greșește mama și tata și cade pe copii. Ei, nu cade din răutatea lui Dumnezeu, ci cade ca să se proslăvească Dumnezeu. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, spune lunaticul, tatăl lunaticului. Deci iată scopul pentru care Dumnezeu îngăduise ca această boală să fie pe acest copil și încă din copilărie, ca să-l sufere, să-l macine. Și aici folosim un termen mai domnesc. Dacă aduni bagajul de suferință sau cantitatea de suferință pe care o suferise tatăl de la îmbolnăvirea acestui copil și până la întâlnirea cu Mântuitorului, trebuie să-ți închipuiești câte lacrimi s-au vărsat, câte griji, câți medici, câte leacuri, câte păreri, câte alergături în dreapta și în stânga, să fii sigur că, auzind de Mântuitorul ca vindecător, a alergat să-l caute. Dar s-a dezamăgit când? S-a dezamăgit exact când ne dezamăgim și noi. Venim la biserică, avem într-adevăr un necaz suficient de greu, ca să-i spun așa, am plătit pomenicul, am primit canonul de rugăciune, l-am făcut și totuși nu ni s-a împlinit ce-am dorit. Și venim oarecum insistent, și foarte des se întâlnește lucrul acesta, când spunem, zice, părinte, eu am făcut ce mi-a spus, dar zice, nu cunosc nimic. Și nici eu nu cunosc. Dacă nu cunosc nimic, da. Deci până atunci ne va suferi pe noi. Până când vom ajunge la El. Sfinții străbăteau cerul, purtați de îngeri și se duceau la brațele lui Dumnezeu, cum spune Sisoia. Și spunea, urcând vamă cu vamă, zice, te-am scăpat, ai scăpat de noi. Și el spunea, nu, încă nu. Și iar mai suia o vamă și iar spunea, ai scăpat de noi. Nu, încă n-am scăpat. Și în clipa când Dumnezeu ia sufletul în brațe,
El spune, acum am scăpat de voi. Ei, iată până când trebuie să ne, să fie și să ne sufere Dumnezeu. Până când vom reuși să facem toate faptele bune, să ajungem în Împărăția Lui. Ați văzut Preasfântă Maica Domnului? A venit Mântuitorul și a stat de față lângă ea și a luat sufletul să nu-L înfricoșeze, să nu-L întristeze, să nu-L mâhnească. Și a pus mii de coruri de îngeri să cânte și au făcut cărare în cer până la cer. Dar de fapt cerul se coborâse pe pământ, ca la naștere. La naștere cerul era în pântele cele fecioare, la moarte cerul era lângă fecioară, la sufletul ei. Iar la înviere, sabie trecuse prin ea, că fiind femeie suferea și ea suferința și durerea și întristarea, dar nu suferea pentru păcatele fiului, ci pentru păcatele lumii. Și dacă atâta model de curățenie, care ieri l-am discutat, încât și draci se spăimântă, se cutremură, se înfricoșează de Doamna Heruvimilor și a Serafimilor și și-a luat pentru smerenia ei loc în cer de-a dreapta, în haină însețată și împodobită. Oare noi n-avem loc de-a dreapta la fel ca și ea, când ea ne-a deschis cerul și ne-a dat și șansa să fim pe îngerii tăi, faci duhul și pe slujile tale pară de foc? N-am venit să arunc foc din cer și aș vrea ca el să ardă? N-ardea inima noastră pentru dânsul? De ce nu l-am cunoscut pe noi până nu ne-am împărtășit la frângerea pâinii? Întreabă Luca și Cleopa. N-avea Dumnezeu mâhnire în suflet când a spus foc am venit să arunc din cer și ce mult aș vrea să arde, dar el nu arde. Că soacră-sa se ceartă cu noră-sa, frate-sul cu tată-său, mamă-sa cu fică-sa. Deci vezi? Iată până când vă voi suferi pe voi. Până ori vă voi milui, ori vă voi pedepsi. Pe unii îi miluiește și îi mântuiește. Pe unii îi miluiește și îi iartă. Dar pe unii îi miluiește de îi pedepsește. Nu cu ură, cu dreptate. Nu cu răzbunare, ci cu adevăr. Deci cu adevăr. Și la un moment dat se adresează de acum își uită. Nu își uită. Își schimbă imaginea spirituală în care era transpus ca Dumnezeu și se ruga în legătură cu Tatăl și în ascultare față de El și trece la cazul zilei. Aduceți-L aici la mine. Lui ăla îi spune, nu-i nevoie, fie după credința ta. Lui ăla îi spune, ia-ți patul tău și umblă. Lui ăla îi spune, iertate-ți sunt păcatele. Și ăsta îi spune, aduceți-L aici la mine. L-a adus lângă El să-i arate că n-are credință. L-a adus lângă El să arate că distanța era prea mare ca Dumnezeu să poată ajunge cu harul până acolo. Și ce înseamnă? Că Dumnezeu are distanțe și măsuri? Nu. Era o distanță pe care trebuie să vă explic dumneavoastră în momentul acesta. Și am început cu ea când am început Evanghelia. Era distanța pe care o creează omul între Dumnezeu și El prin păcat. Era distanța pe care o creează omul prin depărtarea de Dumnezeu urmând faptele rele. Mergând la alte religii departe, Duhul Sfânt și omul rămâne gol și părăsit, mergând într-o țară îndepărtată, mâncând roșcove porcești, cheltuindu-și banii, trăind în desfrânări și în cele din urmă revenindu-și în sine. Ei, acesta nu și revenise în sine. Încă nu. Aduceți-L la mine. Ei, aduceți-L aici este termenul pe care Biserica îl folosește tot timpul de-a lungul celor 2000 de ani. Vrea să se mântuiască? Să vină la biserică. Vrea să se mântuiască? Să vină aici să se spovedească. Vrea să se mântuiască? Să vină aici să se roage. Vrea să se mântuiască? Să vină aici să-și spună păcatele. Să vină aici să-i facem rugăciune. Să vină aici să-i facem dezlegare. Nu aici, domicilian. Aici, adică în biserică. Ei, iată Mântuitorul aici vrea să ajungă. Când spune aduceți-L aici, și nu numai aici, la mine, adică la El ca Dumnezeu, a vrut să arate întâi să se apropie de mine dacă vrea să-L ajut. Deci, dacă vrem într-adevăr să ne izbăvim de boli și de necazuri, și când spune că boala era de lunatic, Mântuitorul aici folosește și într-un mod metaforic această boală. Putea să spună îndrăcit, cum a spus la ceilalți. Putea să spună demonizat. Putea să spună mut și surd. Dar era un duh, deci spune așa, lunatic, care rău pătimește. Ce înseamnă lunatic? Noi, în termenii populari, cuvântul lunatic îl mai interpretăm și om idiot. Adică, bă, e cam țăcănit, e cam sărit. Ei, lunatici aceștia se spune în tradiția poporului că umblă noaptea și umbli noaptea ca lunaticul.
Hei, ia să te întreb eu pe tine acum, când Mântuitorul folosește acest termen de lunatic, oare nu se referă și la curvarul care umblă bezmetic și lunatic după fusta altor femei când are nevasta acasă? Oare nu se referă la bețivul care stă lunatic prin crâșmele și gardurile satului în loc să fie o ograda lui, la familia lui? Oare nu se referă la zgârcitul care umblă ca lunatic după afaceri și tot felul de lucruri murdare pe care el le învârtește numai ca să iasă, să se sature sufletul lui de agoniseală și iubire de argint? Iată, fiilor, lunatici suntem. Deci, de aia a folosit termenul de lunatic. Să ne arate că nu gândim bine. Și dacă vreți să vă arăt că nu gândim bine, vă și dau explicația. Vine în biserică, face pomelnic, îi spui ce are de făcut, să postească, să se roage, să citească psaltirea, să se închine. Dar mai îi rămâne lui o șansă. Auzit de neacostică care știe să caute în cafea și să duce ca chiorul, ca lunatic. A mai auzit de țața marghioala care stânge plumbul și se duce și la ea să vadă de ei mai spune ceva. A mai auzit și de cutare că vede prin trânsul și se mai duce și la ala să-i spună ceva. A mai auzit că în cutare loc un popă deschide cartea, îl duce dracu și acolo. A mai auzit încă un lucru, că în cutare loc la 12 noaptea, dacă iei lut de pe mormânt și îl pui în sân și dormi cu el sub cap și te speli pe picioare, să se mai împlinești. Pe toți ne ia lacrimile. Dar dacă am mască contra gazelor, mai vărs lacrimi? Nu mai vărs. Dacă am credință, să mai lipește vraja? Nu să mai lipește. Deci aia este. De-aia ucenicii nu l-au putut scoate pe dracu, că n-aveau două pavize. N-aveau postul care subție mintea, o luminează, o desăvârșește și o subție să-L cunoască pe Dumnezeu omul mai bine. Și mi-a plăcut extraordinar, deșis de mulți ani la mănăstire, am omis să o citesc, s-a citit într-o zi la strană o istorioară grozavă. Zice că un bărbat iubea o femeie și ar fi vrut de mult să o ia el de nevastă ca lui murise. Dar era și rușinos și credincios în felul lui, dar patima îl chinuia. Și s-a dus la cea prea înțeleaptă femeie. Și i-a spus așa, zice, eu de mult râvnesc la tine să te iau de soție. Și ea a spus, zice, eu m-am jurat lui Dumnezeu să nu mă căsătoresc. Dar dacă vrei să mă iei, îți dau un canon. Și dacă îl faci, voi fi a ta. Uite ce se întâmplă. Să nu guști nimic până nu te voi chema eu la mine, începând de astăzi. Și zice, eu mă duc acasă să mă pregătesc și te chem. Și l-a lăsat femeia flămând vreo 5 sau 6 zile. El n-a gustat de dragul ei. Și ce a făcut? Când a socotit ea că-i hăituit și lihnit de foame, a pus o masă bogată la ea acasă și acum a spus slugilor, aduceți-l la mine. Când l-au adus, de-abia îl mai purtau doi. Și a zis, zice, ei, fratele meu, zice, uite de ce te-am chemat. Tocmai m-am hotărât să ne căsătorim. Dar gândește-te bine între cine alegi, între mine și altcineva. Dar nu i-a spus între mine și mâncare, între mine și altcineva. Dar el face, zice, nu te supăra pe mine, zice, lasă-mă întâi să-mi potolesc foamea că-s lihnit, când zice, după aia o să mai vorbim. E, dacă tot mai dragă ți-i aia, du-te cu aia, că nu ești pentru mine. Deci, i-a demonstrat că postul te trezește la realitate și îți arată de fapt că nu ceea ce vrei tu e bun, ci tot.